The broadcast is now starting. All attendees are in Bună ziua, listen-only Vlad Moise este numele meu și vă urez bun venit la un nou webinar despre strategii. Astăzi vă voi prezenta o strategie foarte simplă de scalping, însă înainte de asta aș dori să-mi spuneți faptul că puteți vedea ecranul meu și că mă puteți auzi destul de clar. Bun, perfect. Deja am primit confirmarea și vă mulțumesc foarte mult pentru rapiditatea ei. Să-mi spuneți, vă rog frumos, dacă aveți vreun instrument preferat care totuși să fie suficient de volatil. Mă gândesc la ceva perechi Forex majore sau o marfă gen aur, munidice, tranzacționat DAX, US30, EURUSD. Perfect. Am primit deja sugestia pe care, sincer să fiu, mi-o și doream. Asta e un instrument destul de stabil pe care scalping-ul merge super ok. Avem și spread-ul cel mai mic, deci cel mai avantajos. Bun. De asemenea, încurajez foarte mult întrebările pe tot parcursul seminarului. Nu vă fie frică de faptul că m-ați putea întrerupe. Apreciez foarte mult. Deci le încurajez. Haideți să vedem pe ce se bazează exact această strategie de scalping pe care vreau să vă prezint. În primul rând, trebuie să vă hotărâți la un instrument pe care să-l cunoașteți cât de cât și, de asemenea, să fie un instrument volatil. Adică să nu așteptăm o oră să se miște un pip prețul din piață. EURUSD-ul este probabil cel mai bun instrument pe care putem realiza sau putem aplica această strategie sau orice strategie de tip scalping. Iar cel de-al doilea lucru pe care îl recomand este să bifați pe grafic și linia ASK, astfel încât tot timpul să vedeți spread-ul instrumentului respectiv. O a treia sugestie ar fi să folosiți și un tip de cont standard. Eu sunt aici pe un basic cu spread-ul fix la 1,6. Pe contul standard spread-ul va fi puțin mai mic, cu o medie pe la 1,2. Pentru scalping este o bijuterie contul respectiv. Înainte de a aplica strategia propriu-zisă, întotdeauna recomand să aveți foarte mare grijă și la calendarul macroeconomic. Dacă tranzacționăm pe EURUSD, înainte de a începe să luați cafeaua lângă dumneavoastră și să vă uitați la grafic, să începeți să intrați în tranzacții, să vă uitați cu mare atenție la ce date și știri și pe la ce oră sunt ele așteptate în ziua respectivă, ca să nu vă dea peste cap toate tranzacțiile pe care sau în care sunteți la momentul acela. Spre exemplu, acum putem observa că la 3:30 deja au fost niște publicări, deci nu prea mă mai interesează, însă trebuie să am foarte mare grijă la această publicare cu un impact ridicat la ora 5. S-ar putea chiar să ne prindă în timp ce aplicăm strategia și să ne ia puțin prin surprindere. Recomandarea mea este ca în jurul acestor publicări să nu tranzacționăm scalping decât dacă poate avem o altă strategie, să nu aplicăm exact ceea ce urmează să vă învăț eu acum, deoarece s-ar putea ca principiile pe care se bazează această strategie să fie anulate de publicarea respectivă care conduce prețul în cu totul și cu totul altă zonă. Bun, ajungem și la momentul mult așteptat. Ca recomandare, această strategie, în principiu, merge pe orice time frame, inclusiv monthly, weekly, daily și așa mai departe. Însă, pentru a putea face scalping și fără să ne plictisim, recomand orice interval de sub M15. De asemenea, consider că are și șanse mai mari de succes pe un interval mai mic, de asemenea, fiind și mult mai atenți. Bun. Voi adăuga doi indicatori tehnici pe acest grafic, care sunt și indicatorii tehnici pe care se bazează această strategie. Unul dintre ei, și cel mai important din punctul meu de vedere, este indicatorul Bollinger Bands. Toți parametrii acestor indicatori pe care îi vom adăuga sunt perfect subiectivi, în sensul că aceștia vor trebui adaptați în funcție de instrumentul pe care îl tranzacționăm și timeframe-ul pe care tranzacționăm. Astfel încât dacă eu aleg în momentul de față o perioadă de 24 de lumânări și acest indicator va da semnale ok, s-ar putea, dacă trec pe un grafic de DAX și aleg aceeași perioadă,
tot pe un M1, să am niște semnale total alandala pe care niciun trader nu și le dorește, cu siguranță. Numărul de deviații poate fi ajustat de asemenea ulterior, iar în partea dreaptă avem numai elemente de design, deci culoarea și grosimea liniei, mai puțin importante. Ceea ce aș sugera este ca următorul indicator să fie la jumătatea perioadelor pe care le selectați pentru Bollinger Bands, dar nu este o regulă, este doar o sugestie. Bun. Îl adăugăm, avem cele trei linii ale acestui indicator pe grafic și numai decât voi adăuga și celălalt indicator, și anume un Exponential Moving Average. Așa cum am zis și mai devreme, voi alege jumătatea perioadei aleasă pentru indicatorul Bollinger Bands. Culoarea și grosimea liniei voi alege să fie una diferită. În cazul acesta voi merge pe verde, deoarece asta mi inspiră mie un mare succes în momentul de față. De asemenea, voi bifa at all charts. Regret că nu am bifat și la indicatorul anterior, să discutăm mai multe instrumente după. Bun. În momentul de față avem patru linii pe grafic și veți observa că aceste patru linii sunt absolut suficiente pentru a putea tranzacționa cu această strategie. Haideți să vedem exact care sunt semnalele pe care le putem prelua din aceste patru linii și concret cum tranzacționăm folosindu-ne de ele. Observ că deja a început să fie puțină volatilitate și nu pot decât să bănuiesc că este datorită faptului că ne apropiem de ora 5, așa că cel mai probabil strategia o să vi se pară că nu e cea mai eficientă în aceste momente, tocmai de aceea am și zis mai devreme să le evitați. Semnalele. În primul rând, fiecare linie de pe grafic poate fi interpretată atât ca un suport cât și ca o rezistență. În momentul de față, prețul este chiar trecut de rezistența reprezentată de linia albă superioară de la indicatorul Bollinger Bands. Suportul, în momentul acesta, este reprezentat de către trei linii. Una, cea de mijloc a Bollinger Bands, a doua, EMA-ul, care, mă rog, în momentul de față este peste cea de mijloc de la Bollinger Bands, și cea de a treia este ultima linie de la indicatorul Bollinger. Am primit o întrebare scurtă, ce se întâmplă la ora 5? Am consultat puțin mai devreme calendarul macroeconomic, iar la ora 5 avem o publicare pe dolarul american, ISM Non-Manufacturing Index, ceea ce cu siguranță va induce volatilitatea pe care chiar acum o observăm pe EURUSD, dat fiindcă este și dolarul american inclus în această paritate. Bun, deci fiecare dintre aceste linii reprezintă un suport sau o rezistență, iar această strategie are două mari principii sau condiții ce trebuie respectate înainte de a intra într-o tranzacție. 1. Mereu intrăm short de la rezistență și buy de la suport când ne aflăm în preajma lor. O să observăm că la un moment dat această linie Bollinger Bands va ajunge deasupra prețului și atunci considerăm că ar fi un moment bun de short. Aceasta este prima condiție, iar cea de-a doua este ca intersecția acestor două linii, EMA și linia de mijloc a Bollinger Bands, să fie în direcția dictată de prima condiție, adică în momentul în care această linie de Bollinger Bands va deveni rezistență, deci prețul va da semne de întoarcere, EMA-ul meu se intersecteze de sus în jos linia de mijloc de la Bollinger Bands. Momentan suntem departe de această intersecție, practic trebuie să se producă deja o schimbare în evoluția prețului în sens descendent, ca acest EMA să se îndrepte spre intersecție, însă în momentul în care avem și un preț aproape de rezistență și o intersecție a celor două drepte, atunci avem semnalul nostru de short. În momentul de față, o să presupun doar, deci doar ipotetic, că acest lucru s-a întâmplat, doar ca să vă spun și care sunt momentele de ieșire și cum putem gestiona poziția odată ce suntem deja în piață. Deci să presupunem că această linie de Bollinger Bands este peste acest preț. Prețul, în mod ideal,
realizează și o formațiune de lumânări japoneze care să indice revenirea sau scăderea, iar acest EMA intersectează linia albă Bollinger Bands în jos. În momentul de față, clar, este mult prea devreme și nu ar trebui să intru short în niciun caz, însă o voi face, repet, doar cu titlu demonstrativ ca să vă explic exact cum puteți gestiona poziția ulterior. Deci să presupunem că acele două condiții au fost respectate și voi intra în piață, să zicem, cu un volum de 0,1. Intru short. Bun. Stop loss-ul îl voi pune întotdeauna deasupra liniei albe, practic rezistența mea în momentul de față, iar take profit-ul îl pot pune în două locuri. Odată, chiar înaintea acestor două linii, chiar înaintea intersecției lor ar fi ideal, sau oricăruia dintre cele două linii, aici din nou este interpretabil în funcție de fiecare trader în parte, iar cea de-a doua țintă de profit este bineînțeles reprezentată de ultima linie de suport, cea de Bollinger Bands de la acest nivel. Deci, pentru a face o demonstrație, am să folosesc niște linii. Undeva pe la acest nivel, aș putea să-mi pun nivelul de take, de stop loss, îmi cer scuze. Undeva pe la acest nivel ar fi TP1, deci primul take profit, iar undeva pe la acest nivel ar fi nivelul de take profit 2. Iar aici o să vă mai dau un mini pont și ceea ce am observat eu că dă rezultate foarte bune. Mereu îmi place să intru în tranzacție dintr-o margine sau alta. În cazul acesta a fost marginea superioară, în celălalt caz ar fi putut fi marginea inferioară, cu un volum par, cum a fost în cazul de față un 0,1. Iar în momentul în care a fost atinsă prima țintă de profit, să închid parțial jumătate din poziție. Deci dacă ajungeam la acest trend line și la primul take profit, să zicem aici TP1, aș fi putut să intru în tranzacția mea Euro-USD, dădeam dublu click pe ea, iar aici am posibilitatea să închid parțial doar jumătate din poziția respectivă. Close, sell, EURUSD la prețul acela. Bineînțeles, unde aveam prima țintă de profit. Iar cealaltă jumătate de poziție o puteam lăsa în piață să văd dacă va mai atinge cea de-a doua țintă de profit de aici sau va respinge din aceste două linii ce le interpretez la momentul respectiv ca linii de suport și va urma să respingă din acestea și să meargă în sus. Dacă văd că se formează aici o formațiune de lumânări japoneze ce va urca, voi închide poziția respectivă și voi rămâne doar cu o parte a profitului pe care l-am închis la prima țintă de TP. Văd că publicarea acestui indicator totuși a fost în favoarea noastră, deși a fost un foarte mare noroc, dat fiindcă eram deja în piață și nu urmăream deloc publicarea respectivă. Tocmai de aceea voi alege să mai refac încă o dată analiza pe un alt instrument, care sper eu nu a fost influențat de această publicare și voi avea șanse să înțelegeți cât mai bine această strategie, tocmai că lucrurile care se repetă se înțeleg mai bine. Ei bine, tocmai acesta ar fi un moment bun, în cazul meu, să închid jumătate din poziție, să zicem că intram așa cum trebuia în tranzacție, și din acest moment puteam urmări acțiunea prețului să văd dacă mai las tranzacția să ajungă și la take profit 2 sau o închid pe toată exact la nivelul din mijloc și caut o poziție de cumpărare sau o poziție de vânzare undeva în viitor. Bun. Închidem acest EURUSD și ca poziție, dar și ca grafic. Și voi mai accepta o nouă sugestie de instrument pe care veți dori dumneavoastră să ne mai uităm rapid. Și vom mai face încă o dată acest exemplu. Bun, am primit încă un instrument. Acesta este USD JAPI, însă
Aș evita perechile cu dolarul american, tocmai datorită faptului că dolarul american este cel vinovat pentru această mișcare. Aur. Foarte bine. Am văzut aici aurul. Îl aveam și deja deschis. Văd că este volatilitate și pe aur, însă asta este. Mergem înainte. Hai să vedem cum arată graficul pe M1. Avem și un mini gap în acest grafic pe M1. Hai să vedem cum arată și DAX-ul, că și de acest instrument mi-e frică, sincer să fiu, să pun o strategie de scalping la cum arată în momentul de față. Practic mi-ar fi plăcut mult mai mult să tranzacționez cu această strategie pe această bucată. Este o bucată foarte, foarte ușoară, foarte lină. Puteam vinde de aici, cumpăra de aici. Practic, dacă puneam Bollinger Bands și acest EMA, aș fi avut o tranzacționare foarte curată pe această mișcare laterală. Însă, în momentul în care am astfel de spike-uri, este foarte greu să țină pasul indicatorului respectiv. Am mai primit o întrebare. Da, nu se recomandă această strategie a fi folosită tocmai la momentele de publicare a știrilor în piață, deoarece, din punctul meu de vedere, nicio analiză tehnică nu mai funcționează în acele momente de publicări. Eu recomand ca toate tranzacțiile ce sunt deschise strict din considerente tehnice sau și combinate cu o analiză fundamentală într-un fel sau altul, să fie închise sau să fie gestionate cu foarte mare atenție în aceste momente de publicări. Pentru că, practic, ce am făcut noi tehnic până atunci nu mai are nicio influență sau niciun sens, decât pe un termen foarte lung, dacă am făcut analiza tehnică pe un daily, weekly și așa mai departe. Dar dacă stăm pe un H1, cum stau majoritatea investitorilor, analiza tehnică pe care am făcut-o până în momentul publicării va fi anulată într-o secundă de știrile surpriză într-o măsură sau alta. Bun, am mai primit și o ultimă sugestie, mergem rapid pe DAX și aici, indiferent de cum arată instrumentul, vom aplica strategia. Avem deja un MACD pe grafic. Încă puțin că am mai primit o întrebare. Cum șterg un indicator de pe grafic dacă nu mai vreau să lucrez pe el, pe X-Station? Depinde de indicator. Spre exemplu, dacă avem acest Exponential Moving Average, pun mouse-ul deasupra lui, văd că se îngroșează linia și mi-apare un X-uleț în această căsuță. Deci încă o dată pot să dau click oriunde pe grafic, mă duc cu mouse-ul peste el, se îngroșează linia, apare X-ulețul sau dau click pe el, mi se selectează, apăs tasta delete. Deci sunt mai multe posibilități, însă dacă este un indicator cum este acest MACD în partea de jos, am mereu X-ulețul chiar lângă numele instrumentului. Și mulțumesc frumos pentru întrebare. Dacă oricine mai are astfel de întrebări, vă rog să nu ezitați. Tocmai pentru asta suntem aici. Bun. Aplic rapid Bollinger Bands. Exponential Moving Average știu deja că este pe 12 perioade. De data aceasta țin minte să adaug către toate graficele. Și voi muta rapid graficul pe un M1. Văd că pe acest DAX, prețul meu se află chiar în cealaltă jumătate, adică în jumătatea inferioară a indicatorilor Bollinger Bands. Repet că parametrii pentru Bollinger Bands pe care îi folosesc eu acum, dar cu titlul demonstrativ, sunt 24 de perioade pentru Bollinger Bands și 12 perioade pentru Exponential Moving Average, însă mare atenție, acești parametri trebuie personalizați pentru fiecare instrument în parte și pentru fiecare time frame în parte. Singura mea sugestie este să păstrați EMA la jumătatea valorii lui Bollinger Bands pentru a fi mai rapidă, pentru a avea loc aceste intersecții. Deci, dacă ne uităm puțin în trecut, în momentul de față nu avem niciun semnal, exact în secunda în care vorbim, pe acest instrument, însă putem să facem referire la semnalul care a avut loc exact în acest moment. Da? A avut loc o intersecție de sus în jos a indicatorului EMA. Partea mai proastă era faptul că deja ne aflam către marginea inferioară a indicatorului Bollinger Bands.
O altă intersecție a avut loc aici. Aici. Și tot așa. Practic, acestea sunt momentele mele de intrare în tranzacții. Aici aveam una buy, una short, una de asemenea de cumpărare și una de vânzare în acest moment. Ideal este ca atunci când apar aceste intersecții, prețul meu să se afle la o rezistență sau un suport, dar nu cum este aici, în momentul în care eu intru short, să fiu deja la suport, cum este acest caz și acest caz. Când am semnalul de short, indicatorul meu să fie deja aproape de suport. Ideal era ca prețul să fie undeva aproape de rezistență, deci la maxime. Iar eu să dau sell, practic din vârf, urmând ca evoluția prețului meu să fie, în cele mai bune cazuri, undeva în sens descendent în felul acesta. Bun. De asemenea, mai repet încă o dată că dacă dădeam short de aici, primul stop loss ar fi fost deasupra acestui suport. Bineînțeles, numărul de pips pentru stop loss este unul interpretabil în funcție de contul fiecăruia și de ce simte fiecare atunci. Important este doar să fie peste această linie albă. Prima țintă de profit ar fi fost deasupra intersecției acestor puncte, iar cea de-a doua țintă de profit ar fi fost deasupra liniei de suport realizată de indicatorul Bollinger Bands. Am mai numai puțin să mai citesc din ce mi s-a mai scris aici pe chat. Bineînțeles, acești doi indicatori mai pot fi combinați cu orice altceva mai simțiți dumneavoastră necesar. Această strategie este una pe care eu am mai testat-o și am realizat că poate fi profitabilă. Dacă simțiți nevoia să înlocuiți acest Exponential Moving Average cu, să zicem, un Moving Average, fără să fie Exponential, deși veți avea niște semnale puțin mai întârziate. Sau dacă vreți să intrați doar într-o singură direcție, să nu profitați și de short și de buy, puteți să faceți o analiză și pe termen lung, să vedeți H1, cam care ar fi trendul sau direcția în care se mișcă acest instrument și să intrați doar într-o singură direcție. Deci, ceea ce v-am prezentat eu acum, bineînțeles, trebuie să treacă prin filtrul dumneavoastră de investitor și să vedeți cum puteți să folosiți această strategie sau cum o puteți include în strategia pe care o aveți deja. Spre exemplu, eu pe H1, înainte să intru să tranzacționez concret pe M1, mi-aș face o analiză și aș mai trage câteva linii de trend pe aici să văd și alte linii adiționale de suport și de rezistență, cam unde ar trebui să mă opresc cu un short. Sau să văd dacă trendul pe un H4 este unul ascendent sau descendent. Pe un H4 mie mi se pare mai mult un trend descendent pe termen scurt, ceva de genul acesta. Deci poate unii dintre voi ar putea căuta preponderent poziții short și așa mai departe. Deci tot ceea ce am prezentat eu aici pe M1, bineînțeles că poate fi inclus în ceva mult mai complex în funcție de fiecare în parte. Însă poate fi folosită și fără nimic altceva. Bineînțeles. Bun. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Sper că informația a fost suficient de clară și de concisă pentru a fi înțeleasă în aceste puține minute. Bineînțeles că puteți primi înregistrarea webinarului. Chiar vă recomand să îmi scrieți pe vlad.moise@arondxdb.ro. Procesarea o să dureze undeva la 15-20 de minute, după care am să o trimit tuturor celor care o să-mi scrie pe adresa de mail. De asemenea, accept și întrebări suplimentare sau alte sugestii, de asemenea, pentru acest webinar sau dacă vreți să propuneți o strategie spre a fi prezentată cu cea mai mare încredere sau doar să o discutăm cu cea mai mare încredere, putem lua legătura acolo. Bine, atunci vă mulțumesc mult de tot pentru atenție.
Vă doresc o zi excelentă și mult succes în tranzacționare. La revedere!